Am revenit, suntem în direct. Medicul Raluca Prepeliță, director medical la Institutul de Psihiatrie Socola, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit în jurnal. Bună seara și bine m-am găsit. Din păcate, sunt mai multe tentative de sinucidere în această perioadă de pandemie. Asta ne transmit medicii de la urgențe. Despre acest lucru este dialogul din această seară. Care este explicația, doamna doctor? În ultimul an, pandemia și tot ce s-a întâmplat în perioada asta de restricții, începând de la starea de urgență și terminând până la starea de alertă, mulți dintre pacienți la Institutul de Psihiatrie sunt pacienți noi, care nu s-au mai prezentat alte tulburări psihice anterior. Pentru că și-au pierdut locurile de muncă, au stat izolați, nu au comunicat, multe despărțiri, au crescut numărul pacienților consumatori de alcool și droguri și numărul pacienților depresivi și cu anxietate. În acest context, tentativele suicidare au apărut ca o complicație acestor noi tulburări apărute la pacienții noi. Mai mult decât atât, sunt pacienții cronici, cu tulburări afective depresive, cu schizofrenii, cu tulburări bipolare, care au asociat tulburări de anxietate și sau consum de droguri și alcool, iar și aceștia au prezentat complicații în evoluție cu ideație și chiar tentative suicidare, unii dintre aceștia chiar realizând suicidul. Tratamentul este unul complex în cazul acestor pacienți, bineînțeles că este de la pacient la pacient. În primul rând, tentativa suicidară și ideația suicidară este o urgență psihiatrică. Trebuie identificată, recunoscută de cei din jur ca și simptomatologie, apare în contextul depresiei mai mult și apelat la medicul de familie în primul rând. Medicul de familie consultă pacientul și recomandă un consult psihiatric. Mulți dintre indivizi au o reticență încă către psihiatrie, dar ajung într-un final ori în cabinetele private, ori în ambulatorii de specialitate, ori la camera de gardă a institutului. Cei care ajung la camera de gardă sunt mai ales cei aduși cu ambulanța și poliția. Fiind o urgență psihiatrică, recomandarea este de internare, iar tratamentul este în primul rând medicamentos, și în al doilea rând, psihoterapie și consiliere psihologică. Este un lucru de echipă. Dacă ar fi să ne raportăm la pacienții COVID, auzim în această perioadă și de pacienți internați cu COVID-19 în spitale, care încearcă să-și pună capăt zilelor. Cum ajung în această situație? Mulți dintre pacienți diagnosticați cu COVID, în evoluția, în primele zile ale evoluției acestei infecții, dezvoltă tulburări psihotice. Halucinații, ideație delirantă, li se pare că aud, că văd și chiar gânduri suicidare. Asta e în prima parte a evoluției. Ulterior, când rămân cu niște sechele, nu își pot exprima în acest sens, starea lor de sănătate nu mai este ok. Și atunci intră într-o stare de anxietate, de frică față de boală, dacă nu s-au vindecat, ce se va întâmpla în evoluție, dacă vor mai putea respira. Și merg către aceste gânduri să-și ia viața, mai ales la pacienții în vârstă, dacă ați observat statisticile, pentru că nu mai suportă această idee că nu vor putea respira, acea lipsă de aer care este, într-adevăr, cel mai important simptom în infecția COVID. Foarte important în tot acest context, sprijinul unui specialist, unui psihiatru, unui psiholog. E o atenție sporită în acest sens în România, apropo de acest aspect? Sprijinul pacientului diagnosticat cu tulburare, oricare ar fi ea, în primul rând trebuie să-l aibă de la familie. Ei sunt primii susținători. În al doilea rând, dacă vorbim despre tulburările psihice, psihologul, psihoterapeutul și medicul psihiatru ar trebui să relaționeze și să facă astfel încât ca pacientul să fie
să aibă o bază, să știe că se poate sprijini pe cineva, pe umărul cuiva, să plângă. Este foarte important să-și ia tratamentul, dacă îi se recomandă, să nu întrerupă tratamentul dacă se simte mai bine și să ceară ajutorul unui psiholog și psihoterapeut, astfel încât tratamentul să fie complet. Dacă ar fi să vorbim de populația în general, care ar fi primele semne care indică că trebuie să mergem la un medic? Depinde foarte psihiatru, mult de tulburarea pe care o prezintă sau de simptomele care sunt prezentate de către pacient. Dacă vorbim în contextul pandemiei, depresia și anxietatea sunt pe primul loc, urmate apoi de consumul abuziv de alcool și droguri. Anxietatea este o stare de neliniște, o lipsă de aer cu simptome vegetative, gen amețeli, durere în piept chiar, tulburări de somn, nu se mai poate concentra, chiar atacul de panică, acel atac de panică descris ca o moarte iminentă. Și foarte mulți sună la ambulanță pentru un atac de cord, așa se și exprimă, dar de fapt este un atac de panică. Dacă anxietatea este netratată, chiar și psihoterapeutic, atunci evoluează spre stări depresive. Stări depresive care merg de la forme ușoare până la forme severe cu ideație suicidară și sau tentative suicidare. Femeile sau bărbații afectați mai mult de depresie și anxietate sau nu ține cont de sex atunci când vorbim despre aceste două tulburări? Anterior anului pandemic, femeile erau mai prezente cu aceste diagnostice în camera de gardă și în ambulatorile de psihiatrie. În acest moment este o egalitate. Și bărbații prezintă simptome de anxietate mai mult decât depresie, dar cer ajutorul și sunt bărbați și femei tinere, ce am spus, cazuri noi, care nu s-au mai prezentat vreodată în serviciile de sănătate mentală. De multe ori putem vorbi de un tratament definitiv sau nu prea? Anxietatea este o tulburare care se tratează și se vindecă. Dacă știm exact care este tratamentul, dacă pacientul este compliant la tratament, dacă ascultă medicul, psihiatru și psihoterapeutul pentru că alea să meargă spre vindecare. În depresie, forme ușoare, putem vorbi și acolo de vindecare. Riscul de recădere există. Dar dacă tratamentul este menținut o perioadă de timp, nu este întrerupt brusc, pentru că marea majoritate a cazurilor așa se întâmplă în momentul în care pacientul se simte bine, ia hotărârea singur, fără avizul unui psihiatru, că nu mai are nevoie de tratament. Atunci totul este bine o săptămână, două, trei, o lună, ulterior reapar simptomele. De obicei simptomele apar mai grav, sunt mai grave decât cele dinainte de diagnostic. Iar în general riscul acesta de recădere este mare? Variază între 25 și 50% în funcție de forma de boală pe care a prezentat-o inițial. Din observațiile pe care le aveți, cum este privit pacientul care ajunge la un psihiatru, la Institutul de Psihiatrie Socola în România? Cum este privit? Comparativ cu anul trecut... Și comparativ cu alte țări, doamnă doctor, comparativ dacă se poate, cu alte țări, comparativ cu anul trecut la noi în Iași, vorbind, da. Prezentarea este mai largă acum, nu se mai feresc să mai vină la Spitalul Socola. Comparativ cu alte țări, stăm încă nu foarte bine. În alte țări, după cum știm, marea majoritate a indivizilor merg întâi la psiholog, chiar și pentru consiliere. Nu li se pare psihiatria chiar așa o specialitate de evitat. În momentul în care ridici la fileu subiectul veți merge la Socola, vorbim de UPU, se reacționează într-un sens negativ de obicei. Dar în anul acesta pandemic, probabil frica de a nu se îmbolnăvi și de altceva, i-au făcut pe mulți să accepte consultul. Chiar doar consultul, nu și internarea.
Dacă tot am adus în discuție exemplul altor țări, din Europa, bineînțeles, în alte țări remarcam campanii naționale despre importanța sănătății mentale. Cât de importante ar fi astfel de campanii și la noi? Psihoeducația este întotdeauna importantă. Au fost campanii în trecut, sperăm că vor fi și în viitor, și în viitor apropiat și în prezent, despre prevenirea suicidului. Sunt și cei de la Antidrog care fac tot felul de campanii pentru consumul de droguri și în acest context și despre suicid. Este important pentru că li se explică tuturor, pe înțelesul lor, ce înseamnă să ai gânduri suicidare, ce înseamnă să te simți trist, să nu poți dormi, să nu mai ai chef să faci activități pe care le făceai anterior și să ceri ajutor unui specialist. Și apropo de minori, cazurile de minori ajung la Socola sau nu? Ajung și minori la institut datorită existenței compartimentului de neuropsihiatrie infantilă. Și, într-adevăr, sunt minori trimiși de obicei din Spitalul Sfânta Maria, de la pediatrie, dar și din spitale din Moldova, noi fiind centru de monitorizare pe partea de neuropsihiatrie infantilă și fiind institut. Astfel încât au fost cazuri în urgență de pacienți minori care au recurs la tentative suicidare. Aici au fost mai mulți băieți prezenți decât fete. Ce îi determină, dacă aveți informații despre minori, să ajungă la astfel de... Sunt cazuri diferite. De obicei sunt copii din familii dezorganizate, cu un tată alcoolic sau și o mamă alcoolică, care sunt agresați fizic și verbal. Copii care au întâlnit la școală alți copii care i-au agresat verbal și fizic și, nemai suportând acest lucru, au hotărât să-și ia viața. Ca să-și facă curaj, consumă alcool anterior, dar consumă și droguri, mai ales etnobotanice. Mulți nu au susținerea familiei, nici măcar a unui frate mai mare, care de obicei este plecat. Dacă au frați, au frați cu vârste mai mici decât ei, de care trebuie să aibă grijă, pentru că părinții au alte activități. Și de asta insist că sprijinul familiei este foarte important, chiar dacă avem 40, chiar dacă avem 15 ani. Și apropo tot de minori, zilele trecute colegii mei făceau o știre cu câțiva minori din centrele de plasament din cadrul DGASPC Iași care au fugit din aceste centre și se întrebau ce îi determină pe acești minori să fugă. Sunt zeci de cazuri înregistrate de DGASPC Iași, dar și la nivel național se întâmplă peste tot, nu doar la Iași, nu este un caz singular. Minorii care ajung în aceste centre de plasament sunt trimiși pentru că s-a întâmplat ceva. Mulți sunt luați din familiile lor de bază. Deci traumați din start. Traumatizați din start. Dar sunt și mulți dependenți de familiile lor ca victima care se întoarce la agresor. Unii, de exemplu fetele, care sunt la vârste de 14, 15, 13 ani, la pubertate, vor să meargă să se întâlnească cu prietenii de obicei de sex masculin. Asta ne și spun nouă cei care ajung la noi, pentru că sunt ținuți și nu în centrele de plasament, supravegheați și nu ni se dă voie să facă exact ce vor. Și deci mai sunt niște limite, așa. Sunt niște reguli impuse. Nefiind învățați cu aceste reguli, este grea adaptarea. Nu se adaptează de obicei foarte rapid, pentru că ei sunt, așa sunt învățați, să facă ce vor. Nu au limite, nu au reguli impuse. Ceilalți minori care se întorc pentru că le este dor de familie, se întorc cu gândul și cu speranța că vor găsi altceva în familia respectivă, chiar dacă știu că au plecat de acolo sau au fost luați pentru că au fost traumatizați. E un subiect
la care cu siguranță ne vom reîntoarce într-o altă ediție, doamnă doctor. Revenind la anxietatea și la depresia din această perioadă cu care se confruntă mulți dintre noi, cum să evităm aceste gânduri negre, pe care așa le numim noi, gânduri chinuitoare, care sunt recomandările? Stilul de viață este foarte important și prin stil de viață înțelegem, în afară de o alimentație corectă, și o igienă a somnului. Să ne odihnim și să păstrăm somnul cât ne trebuie să putem face activitățile de a doua zi. Să ne facem un program și pentru relaxarea noastră. Să citim, să ne plimbăm, să nu doar să muncim. Să petrecem zile cu familia, ore. Este primăvară, a început căldura. Putem ieși, nu mai suntem restricționați să stăm doar în case. Putem să ne jucăm cu copiii noștri sau chiar copiii între ei să-i supraveghem. Fiecare se relaxează, dar fiecare trebuie să aibă o ora lui cel puțin pe zi pentru el. Să încercăm să ne bucurăm cât mai mult. Să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de căldură. Să ne bucurăm că au scăzut cazurile și infecțiile oarecum... Sunt la un nivel nu foarte ridicat și să avem încredere că totul va fi bine. Mă gândeam la știrile acelea groaznice pe care le vedem nu doar la televizor, nu doar la unele posturi de televiziune, dar mai ales pe rețelele de socializare. Cât de mult ne influențează și ne afectează? Dacă nu ne informăm din surse corecte, vom fi influențați, pentru că starea psihică nu este tocmai în regulă. Nu toți suntem echilibrați din punct de vedere psihic, mai ales după ce am trecut prin această perioadă foarte grea pentru toți, din toate punctele de vedere. Și atunci bine este să ne informăm din surse corecte, surse sigure, și dacă avem vreo întrebare de ordin medical, să ne întrebăm în primul rând medicul de familie și nu să dăm, să citim de pe Google sau să întrebăm vreun prieten. În continuare, foarte multe persoane care nu cred în acest virus COVID-19, foarte multe persoane adepte ale unor teorii. Cum ajung aceste persoane totuși să nu creadă efectiv ce spun autoritățile, ce spun specialiștii, că despre asta vorbim? Fiecare este liber să gândească și să creadă ce vrea. Sunt foarte mulți care s-au prezentat la noi cu stări de anxietate, care au și povestit că nu credeau la început în această infecție până când un membru al familiei sau chiar ei s-au infectat sau un membru de familie a decedat. Și atunci au crezut. Nefiind implicați direct în tot ce înseamnă prevenția infecției cu COVID și nevăzând lucrurile exact cum stau, acolo la fața locului, au tendința de a nu crede, pentru că starea emoțională este labilă, primesc fel de fel de informații din diverse surse. Nu prea pot să le filtreze de multe ori cu sigură. Nu le filtrează, nu se concentrează și sunt influențați și de cei care povestesc că nu s-au infectat și nu există această infecție. Și au o atracție deosebită, îmi cer scuze că vă întrerup, către aceste știri false, informații false, să nu le spunem știri. Mai ales către aceste informații, da, false, wow, spectaculoase. Întotdeauna este o atracție pentru aceste știri, dar eu le spun întotdeauna că orice infecție să se gândească la o viroză respiratorie, care este un virus gripal și atunci există, sau o gripă. Fiecare, noi nu putem schimba gândirea unui om fără să vrea acel om. Dar putem să explicăm ce înseamnă. Putem să explicăm simptomatologia, putem explica complicațiile și mai ales acestea din urmă sunt foarte importante, pentru că sunt forme asimptomatice, ușoare, moderate, grave. Nu este neapărat nevoie să treci printr-o formă foarte gravă ca să simți adevăratul efect al acestei infecții la nivelul corpului. Mai mult decât atât, sunt mulți pacienți post-COVID, cu status post-COVID, care au ajuns în diferite servicii, inclusiv în psihiatrie, cu tulburări psihice post-COVID. Și atunci, exemplele
mai ales dacă sunt internați în spital și sunt colegi de salon cu acei pacienți, le schimbă puțin cursul gândirii. Sunt cele mai grăitoare. Ne și apropiem de sfârșitul jurnalului, doamnă director. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații prețioase. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Spor în toate, multă sănătate dumneavoastră și întregii echipe și vă așteptăm și cu alte noutăți. Mulțumim frumos, la fel. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.